Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Până vă zic eu câteva cuvinte, vă alegeți o ceașcă, brățara neagră sau brățara albă, la dorința dumneavoastră, dacă doriți pe albă sau pe neagră, cum doriți, vă alegeți o ceașcă, în care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră. Până vă zic eu câteva cuvinte, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase, Într-adevăr, sunt foarte încântată de mesajele voastre. Când îți alegi o ceașcă, te concentrezi la o dorință, dragii mei. Am să vă dau un sembol care dorința voastră să se împlinească foarte repede. Dar cum faceți acest sembol? Vă gândiți la dorința voastră în așa fel că s-a împlinit. Faceți cu carioca albastră-neagră, nu contează, dragii mei, acest sembol. De la mine, de la cameră, se vede pe mâna dreaptă, dar să știți că cu mâna dreaptă faceți pe mâna stângă. La încheitura pe mâna stângă, că și data trecută multă lume, din cauza camerei, a înțeles greșit, dragi mei. Dar să știți că nu importă, faceți pe mâna stângă. Începând așa, de în mijloc faceți, îți pui dorința, zici, mi-am cumpărat casă, m-am căsătorit, am copil. Am cumpărat mașină Eu mi-am găsit de muncă Eu câștig foarte mulți bani faceți, Vă puneți dorința într-așa fel Că s-a îndeplinit dorința voastră Dragii mei Și cum am zis Faceți așa de aici Din mijloc așa în afară Că asta înseamnă că dorința voastră Se va împlini foarte foarte repede După ce faceți acest sembol Puneți așa mâna Și ziceți de azi înainte activez dorința în viața mea, așa cum zboară o săgeată, așa să se îndeplinească dorința mea. Mi-am cumpărat casă. Sau dorești o singură dorință, dragii mei, vă puneți. Dacă se împlinește o dorință, poți face acest simbol când dorești, dragii mei, o zi, nu contează. Să știți asta și ziceți, mi-am cumpărat casă. Iubitul meu s-a întors la mine, iubitul meu m-a sunat, soțul meu mă iubește mai mult. Soțul meu, mai știu eu, mă înțeleg mai bine. Mi-am cumpărat casă, mi-am cumpărat mașină, mi-am găsit de muncă, nu știu ce, dar puneți așa dorința în așa fel că s-a împlinit, dragii mei, să știți. Acest simbol este un simbol care să dorința voastră se va îndeplini și mai repede, cum am zis. Ziceți, activez dorința în viața mea, de azi înainte mi-am cumpărat casă, de azi înainte sunt fericită, de azi înainte am bani, de azi înainte soțul meu s-a întors înapoi, de azi înainte iubitul meu mă iubește și mai mult, de azi înainte am îmbrăcat rochie de mireasă, de azi înainte m-am căsătorit, de azi înainte am copil și faceți acest simbol. Cum mai multă lume mă întrebați când faceți baie, refaceți din nou, dragii mei, să știți, pentru că este un simbol foarte, foarte puternic, să știți. Haideți să deschidem, sper să fie pe înțeles, dacă nu înțelegeți, mă scrieți și eu am să vă dau explicații, dragii mei, să știți Vom deschide pentru duminică, luni și marți cafeaua noastră, să dea domnul să fie totul bine Asta este prima ceașcă, să știți că acest simbol îl fac și eu, toate sembol, simbolurile care vă dau și voi și eu le fac, dragii mei, să știți să vedem ce ne spune ceașca noastră. Dragii mei, aici vă văd așa persoanele care sunteți mai în vârstă și sunteți văduve. Vă văd mereu că vă urcați așa pe niște scări. Asta ce înseamnă? Că în trecut foarte multe greutăți ați avut în viața voastră. Chiar și de la soți, chiar și de la copii, pentru că așa viața voastră a mers ca niște scări în sus și voi sunteți deja pe ultima treaptă și pe ultima treaptă înseamnă că deja Găsiți fericirea. Fericirea va fi cu voi pentru că și în fața voastră este un lac, mei, Și acest lac este plin cu pești. Asta ce înseamnă că deja în viața ta în calea ta va intra banii, va intra fericirea, va intra tot ce vă doriți voi. Pentru că, într-adevăr, când ați fost așa mai tinere, nu ați avut uh, noroc nici în dragoste, nu ați avut noroc nici în bani. o viața voastră a fost așa plină cu greutăți, dar este timpul de deja. Să fiți și voi fericite, dragii mei, să știți persoanele care sunteți mai în vârstă și care sunteți văduve. O să vă găsiți și iubirea, o să vă găsiți și fericirea, să știți, scumpii mei. Aici văd uh, Zodia uh, Berbec și Zodia Scorpion, dragii mei. Vreau să vă zic că aceste două zodii. Dacă sunteți așa fără pereche, nu aveți pe nimeni în viața voastră, să știți că o să mergeți undeva la mare sau o să mergeți undeva într-o excursie sau într-o vacanță și acolo o să faceți cunoștință cu persoana voastră iubită pentru că aici văd acel maiou care sunteți îmbrăcate și plecați la acea vacanță și la acea vacanță să știți că o să faceți cunoștință cu ursitul vostru, acea cunoștință să știți că o să începeți așa. Inceti-sur prin uh, comunicări, apoi va du se va duce până la dragoste. Pentru că această persoană care o să te vadă o să se îndrăgostească la prima vedere de voi, să știți, și o să aveți o uh, relație foarte, foarte frumoasă. Aici văd un bărbat care este din zodie pești. Să știți că acest bărbat este înalt, slab, așa, este, nu este brunet, cum să zic așa, uh, smolit, dar este un bă bărbat blond. Acesta poate să fie partenerul vostru, poate să fie soțul vostru, poate să fie fratele vostru, dar să știți că acest bărbat este mai mult soțul vostru sau partenerul vostru, dacă aveți așa în zodie pești, să știți că acest bărbat de parcă se simte singur, de parcă de la voi nu, nu cum să zic, nu găsește acea limbă comună cu voi. De ce nu găsește? Că voi sunteți foarte, cum să zic, geloase pe acest bărbat și acest bărbat nu-i place gelozia pentru că el știe că el nu face nimică, dar voi sunteți deasupra lui foarte geloase și acest bărbat nu mai știe ce să mai facă pentru că se simte în singurătate. Dacă aveți așa persoane în viața voastră, dragii mei, vreau să vă zic să lăsați aceste gelozii de o parte pentru că acest bărbat nu face nimica, nu este vinovat cu nimic, acest bărbat doar se duce la muncă și vine acasă. Și voi faceți degeaba gelozie deasupra acestui bărbat, că acest bărbat când faceți acest lucru, cum am zis, se simte în singurătate și când voi uh, sunteți geloase pe acest bărbat, acest bărbat se enervează și iese afară și se duce la alt, cu prieteni, nu cu, se duce cu femei, dar cu bărbați, iese afară, dar să știți dacă vei continua așa, într-o bună zi va pleca și la femei, să știți dragii mei. Fiți atenți, nu faceți acest lucru pentru că dacă veți face, veți continua așa, o să fie cu alte femei. Litera A, P, C și L. Să știți că și pentru voi persoanele care ați ales numărul 1, să știți că o să aveți și voi bani pentru că văd că intră în buzunarul vostru bani. O să fiți fericite pentru că poate să găsiți un loc de muncă, poate să găsiți să vă vină o datorie, dar să știți că vă intră bani și în buzunarul vostru. Aici văd o inimă împărțită în două. Poate că v-ați certat, poate că o să vă certați cu persoana iubită, pentru că aici această inimă este împărțită în două. Sau voi sunteți de parte unul de altul și nu vă puteți întâlni sau o să vă certați, dar să știți că această inimă este în jumătate. Nici de cum nu puteți să vă întâlniți, nici de cum nu puteți să... Uh, să se termine certurile între voi, soț, soție, tot nu importă dragii mei, dar văd că această inimă este frântă, mereu nu se unește, mereu nu găsiți o limbă comună între voi, nu știu ce aveți, dar nu vă puteți împăca. Cum am zis, ori de departe vă certați foarte mult, ori chiar când sunteți unul lângă altul, foarte mult vă certați și inima voastră este împărțită în două, deja v-ați săturat de aceste certuri, deja v-ați cum să zic, v-ați de acest certuri. Voi doriți liniște, pace în casă, dar nici de cum nu puteți găsi pentru că din cauza dușmanilor, mai știu, poate să fie din cauza soacrei, din cauza rudele lor, să știți că această inimă stă împărțită în două, dragii mei, vedeți? Uitați-vă, aici este o inimă și această inimă este împărțită în două, dar inima ta, din partea ta, este mai frântă decât în partea lui, să știți, pentru că tot tu toate greutățile le ai în inima ta și tot tu dorești acea liniște în casă, dar niște cum nu o găsești din cauza acestui bărbat cu părere de rău. Dar să știți încă puțină răbdare, se va rezolva totul pentru că dușmanii vor ieși din viața voastră și o să aveți o limbă comună între voi, dragii mei, să știți, până la urmă o să fie bine. Aici în casa voastră foarte multe mătăni bateți, dragii mei, să știți foarte mult, vă rugați. Și să știți la toate rugăciunile pe care le puneți în gândul vostru, să știți că toate rugăciunile încetul cu încetul se va împlini, să știți pentru că Dumnezeu și Îngerii este mereu de partea voastră. Să știți, persoanele vreau să vă zic la femei mai mult, să știți că o să aveți probleme cu ovarele, v-am mai zis și vă mai spun aveți grijă de sănătatea voastră pentru că din cauza uh, mării, din cauza piscinii, poate să aveți așa niște. Uh, inflamații urinare, dragii mei, sau poate să fiți așa, să aveți dureri de ovare, fiți atenți. În afară de asta, să știți că este bine, este liniștit în casa voastră, doar că aceste certuri nu le puteți împărți între voi, nu știu de ce, dar trebuie să fie mai liniște, că multe persoane din cauza geloziei faceți aceste probleme sau soțul vostru este foarte gelos deasupra voastră, dorința voastră se va împlini foarte repede, să știți. Și intră în casa voastră o mulțime de oaspeți, dragii mei, să știți, mulți oaspeți, poate să fie rudele lui, poate să fie rudele voastre, dar în casa voastră între o mulțime de uh, prieteni de rude, dragii mei, să știți. Să vedem și numărul 2 ce ne va spune. Să știți că eu la acest simbol mi-am pus și eu dorință, îl voi lăsa așa, să știți, să dea Domnul să fie totul bine. Asta este numărul 2. Și după cum vedeți în casa voastră sunt două persoane cuprinse, dragii mei, așa sunt cu spatele și sunt două persoane cuprinse în casa voastră. Asta ce înseamnă că voi deja cu soțul, soția, copiii sau cu familia voastră o să vă începeți să vă înțelegeți foarte bine pentru că aici sunteți îmbrățișați și sunteți așa, vă sfătuiți, vă puneți la cale ce să faceți, să știți că dacă sunteți certați, să știți că o să vă împăcați, dacă așa nu ați avut de mult o comunicare între voi, să știți că deja acea limbă comună între între voi și vă cuprindeți și deja priviți amândoi și la stele amândoi vă sfătuiți greutățile, amândoi așa sunteți cuprinși să știți că relația voastră care sunteți cu pereche, relația voastră va merge bine, stați liniștiți. Aici văd un cal de mare, să știți că calul de mare înseamnă bogăție și bani, dragii mei, și noroc înseamnă și aici este acel cal de mare. Să știți că în următoarele zile pentru voi o să intre o minune, un noroc în viața voastră și o să fie bine. Poate să primiți o veste de la ușă de stat, poate să fie de la sănătate, poate să fie ceva de muncă. Să știți că va fi foarte bine pentru că acest cal de mare... Vă dă bune că în viața voastră se va îndeplini o minune, va fi o minune și asta pe voi o să vă bucure foarte mult, să știți. Litera O, L, C, M și T. Persoanele care sunteți cu aceste litere, foarte multe semne de întrebări aveți în capul vostru. Aveți niște lucruri de făcut sau poate să plecați undeva și aveți foarte multe semne de întrebări. Oare cum să fac, ce să fac? Când să fac așa foarte multe întrebări, vreau să zic să lăsați toate semnele de întrebare și să treceți la treabă pentru că dacă nu veți face lucrul lăsat de azi pe mâine, să știți că așa vă rămâne și, cum am zis, ridicați-vă în picioare și treceți cât mai repede la treabă. Aici iarăși văd o ceartă între rudele voastre, să știți, de parcă așa, din cauza unei moștenire sau din cauza alt, altceva, să știți că veți avea o ceartă între rudele voastre sau poate că ați avut și din cauza asta nu puteți vorbi sau nu veți vorbi. Într-adevăr, aici văd patru persoane, asta sunt rudele voastre și voi că treceți printr-o ceartă și această ceartă este într-adevăr o ceartă foarte mare. Fiți atenți, așa când vedeți, când intrați așa într-o ceartă sau când vedeți așa o ceartă, vă rog să vă îndepărtați de acolo pentru că poate să ajungă și poliția la casa voastră. Într-adevăr, este o ceartă foarte mare. Nu știu de ce nu veți împărți, dar mai mult văd din cauza unei moșteniri. Poate că aveți sau o să aveți așa. Între rude o ceartă și asta pe voi o să vă supere, supere foarte mult, dar să știți că uh, va trece repede pentru că tot ce a fost va rămâne în urmă și deja o să ție ceea ce să parține ție și pe urmă o să lași aceste persoane în pace Că văd că după, ce, după această ceartă nu, te mai, uh, nu o să mai te întâlnești cu aceste persoane, o să îndepărtezi aceste persoane din calea ta, din casa ta, să știți Aici văd un drum foarte, foarte mare, să știți că poate să plecați în străinătate sau din străinătate în casa voastră, pentru că văd un drum foarte, foarte lung peste mări și țări și o să ajungeți cu bine, o să vă aranjați la locul care doriți sau, o mai știu eu, o să ajungeți cu bine la casa voastră și o să fiți fericit sau fericite, dragii mei, să știți asta. În casa voastră, să știți că încetul cu încetul se limpezesc apele, cu copiii, cu soțul, cu soția, să știți că apele se limpezesc persoanele care sunteți căsătorite și aveți familie, să știți că în trecut și voi ați avut foarte multe focuri, foarte multe uh, pojare în casa voastră, dar să știți că deja încetul cu încetul se așează pietrele la locul lor și să voi veți fi și voi fericiți să știți asta. În ceașca numărul 2 vreau să vă zic cu sănătate aveți grijă de ochii voștri pentru că aici văd că veți avea probleme cu ochiul stâng, poate să aveți așa înțepături, poate să aveți așa uh, cu probleme cu tensiunea și să vă lovească la ochi, fiți atenți, văd aici că la cu sănătate veți avea dureri de ochi, cum mei să știți. Aici este una, două, trei, patru uși în fața voastră, trei zile sau trei luni de zile, să știți că dragoste, muncă, tot ce ți-ai pus în gând, toate ușile pentru voi sunt deschise, pentru că la ultima ușă este și muncă și inima. Asta înseamnă că la treia ușă te așteaptă și munca și dragoste sau unde vei începe la locul de muncă, unde vei intra, acolo poate să găsești și ursitul tău. Litera este în A, D, S și U. Persoanele care sunteți cu aceste litere, vreau să vă zic pentru femei, poate să rămâneți voi însărcinate pentru că văd aici un copil mic sau din jurul vostru să auziți o veste de la o persoană care vă este drag vouă că este însărcinată. Să știți că aceasta, când o să auziți vestea asta o să vă bucure foarte mult. Această persoană care vă rămâne însărcinată poate să fie tu, poate să fie din jurul tău, va naște un băiat, să știți, pentru că aici văd un băiat care este, se va naște, va fi un băiat așa blond cu ochi albaștri, vă spun și cum va fi. Este blond cu ochi albaștri, acest băiat va fi un băiat foarte sănătos, poate să fie nora voastră, poate să fie fica voastră, poate să fie din rudele voastre, o să nască așa un băiat blond cu ochi albaștri, va fi foarte sănătos. Aici văd litera R, R mare, persoanele care sunteți cu R, G și E în nume sau prenume și pentru voi. Vine o minune nemaipomenită în viața voastră, dragii mei, o să fiți foarte fericiți, pentru că aici văd toate nodurile care au fost în calea voastră, închise toate nodurile se dezleagă. Toate lăcățile care au fost încuiate se deschid pentru că într-adevăr foarte multe blocaje, foarte multe piedici ați avut în viața voastră, fie în dragoste, fie în bani, fie acasă, fie afară, fie unde ar fi, ați avut peste tot blocaje și lăcăți închise, dar să știți că deja aceste lăcăți, aceste noduri se deschid în fața voastră, așa cum arde în foc totul și se rămâne cenușa, așa în viața voastră ard toate problemele, ard toate blocajele. Și se deschid tot, toate blocajele în viața voastră, se deschid și să știți că o să aveți un noroc foarte mare și veți avea și voi o minune în viața voastră, să știți. Cum am zis, în afară de această ceartă este ceașca bine, dragii mei, să știți, va fi totul bine, ușile sunt deschise, blocajele se deschid, dar cum am zis, fiți atenți cu cearta aceasta între prieteni, între rudele voastre. Fiți atenți că ori ați avut, ori veți avea această ceartă între rudele voastre sau între prieteni. Fiți atenți! Să vedem dorința. Dorința voastră se va împlini, dar încă puțină răbdare. Să știți, încă este puțin în așteptare. Se va împlini. Și cum am zis, în casa voastră deja a început că și în ceașcă a ieșit că stați cuprins și începeți să vă sfătuiți și mai bine, vă merge și mai bine. Și aici tot așa, uitați va a ieșit o inimă mică și asta vă arată că în casa voastră încetul cu încetul se va rezolva problemele care nu le-ai putut rezolva de mult timp. Ați vrut liniște în casa voastră, nu ați găsit, dar să știți că de acum încolo această liniște va intra definitiv în casa voastră, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Scumpii mei, sper să fie pe înțeles. Eu cum am zis, eu nu știu cum deschid alte persoane. Deschiderele mele sunt cu totul altfel. Sper că vă place. Dacă vă place cafea turcească, cum v-am spus, dacă vă place deschiderele mele, este îndeajuns să te abonezi. De la mine ai să înveți multe. O să primești și energia mea. am să vă dau și energie, dragii mei. Puneți palma în palma mea și primiți energia mea, că de mult timp nu v-am dat energie. Primește energie și o să vezi, o să primi, găs, încălzească palma, o să caști, o să scurgă lacrimile pentru că vei primi energia mea și energia mea îți va curăți negativitățile din corpul tău. Eu țin așa apropie aproape palma ta de palma mea. Și o să vedeți ce bine o să vă fie, dragii mei, să știți. Nu uitați să mă scrieți când primiți energia ce ați simțit, pentru că am să știu și am să vă citesc pentru negativitățile voastre, dragii mei, să știți. Așa, v-am dat și energia, v-am dat și pentru împlinirea dorinței, să dea Domnul să fie totul bine. Cum am zis, eu pentru voi mă stărui ca voi să fiți bine, scumpii mei. Pentru că, într-adevăr, vă iubesc, chiar dacă nu vă cunosc, pentru mine sunteți la sufletul meu aproape și pentru voi mă stărui ca voi să fiți bine. Eu vă iubesc, vă doresc o duminică cât mai frumoasă, aveți grijă de voi, la revedere!